Bine, v-am regăsit din nou, doamnelor și domnilor. Așa cum vă anunțam, discutăm despre proteste. Astăzi profesorii au intrat în grevă japoneză. Vom urmări și noi un material realizat de colegii mei de la redacția Știri, dar înainte le vom spune bună seara invitațiilor în studio. Așadar, îl salutăm mai întâi pe domnul Mircea Șcheau, PDL Gorj. Bună seara, bine ați revenit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Și de asemenea, reprezentantul PSD Gorj, domnul Claudiu Manta. Bună seara, bine ați venit în studioul nostru. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Urmărim așadar cu invitații noștri în studio materialul realizat de colegii mei de la redacția Știri. Timp de 3 zile, profesorii vor fi în grevă japoneză. Aceștia vor merge la ore cu o banderolă prinsă în piept, dar își vor desfășura activitatea în mod normal. Printre nemulțumirile dascălilor se numără decontarea cheltuielilor cu naveta și majorarea salariilor. Solicităm dublarea salariului pentru personalul, pentru profesorii debutanți din învățământ, iar raportul dintre salariul maxim și cel minim să fie 2-1. De asemenea, pentru personalul nedidactic solicităm majorarea salariilor acestora și scoaterea în afara salariului a sporului de vechime. La ora actuală, muncitorii din personalul nedidactic din învățământ au salariile undeva în jurul la 800 de lei. Viorel Șerban este total nemulțumit de salariul pe care îl primește. Bărbatul lucrează ca personal nedidactic de aproximativ 2 decenii, însă acesta primește un salariu de sub 900 de lei pe lună. Am solicitat majorarea salariilor la personalul nedidactic, el nemai fiind majorat din 2008, și totodată solicităm vechimea, sporul de vechime să fie, să nu mai fie inclus în salariul de bază. Dumneavoastră ce venit aveți lunar? Salariul meu este sub 900 de roni. Alte nemulțumiri? Sunt. Nu avem sporuri, nu avem multe lucruri care ne dezavantajează, în special pe noi, personalul nedidactic. Pe 6 noiembrie, cadrele didactice vor participa la un meeting urmat de un marș de amploare în capitală. De asemenea, medicii știm foarte bine, cei de la Sanitas deja strâng semnături pentru a declanșa o grevă generală în sistemul sanitar la începutul lunii noiembrie. Cum rezolvăm această situație? Mai întâi, domnul Manta, că sunteți la partidul aflat la guvernament. Da, sigur. Vă rog. Am văzut reportajul și nu era nevoie să-l văd, pentru că asta este, sunt conectat la toate aceste realități. Mai ales că părinții mei lucrează, să zicem, în domeniul acesta didactic. Știu cât este de dificil, însă ceea ce am făcut, am încercat să facem noi ca și Partid Social Democrat, se adresează sau am încercat să răspundem nevoilor tocmai acestor categorii de personal. Și aici nu mai vorbim despre celebra reîntregire a salariilor pe care am făcut-o în cursul anului trecut. Pe lângă acest lucru, suntem de asemenea primul guvern care încearcă, și sunt convins că se va reuși, să indexăm salariile cel puțin cu rata inflației. Însă, aici trebuie făcut o mică diferențiere. Vedeți, suntem un guvern, așa cum am spus, social-democrat în principal, și atunci filozofia de creștere a salariilor vă se pare că va fi un pic alta, în sensul că salariile foarte mici, cum a fost și cel al domnului căruia ați luat interviu înainte, vom încerca să le creștem cu un procent mai mare, în timp ce salariile mari și foarte mari din sistemul bugetar vor fi plafonate. Încercăm așadar să aducem un pic de dreptate socială în acest domeniu. Domnul Șcheau. Rostogolirea prețurilor face ca măsurile de reîntregire, așa zisa măsură de reîntregire a salariilor, să fie complet nesatisfăcătoare. Drept pentru care atât personalul din învățământ, cât și personalul din sănătate ia poziție și nu cere altceva guvernanților decât să-și respecte promisiunile din campanie. Până la urmă, dacă analizăm cu atenție specificul județului Gorj, observăm că mare parte din el, pe lângă personal angajat în energie, avem și personal angajat în agricultură. Și la fel ca și în agricultură și în învățământ, dacă nu avem oameni pregătiți să cioplească și să modeleze caracterele celor mici, de la școala primară sau eventual de la grădiniță
până la facultate, cu siguranță că efectele nu vor fi cele pe care ni le dorim, pentru a-i păstra pe acești oameni capabili în sistemul de învățământ, pentru a le da, pentru a le cultiva dorința de a rămâne, de a nu pleca, de a nu își schimba meseria după ce absolvă o facultate, trebuie să-i recompensăm. Munca acum este foarte dificilă, indiferent de vârsta celui care este în bancă. Până la urmă ne punem întrebarea ce este mai dificil, să fie elev sau să fie profesor. Cred că este la fel de dificil fiecare postură. În situația actuală? Dintotdeauna să fie elev sau să fie profesor este dificil. Dar dacă ești și profesor, fără un salariu care să-ți permită un trai decent, îți pui serios întrebarea dacă să rămâi sau nu în învățământ sau, nu știu. Da, e foarte corect, însă ceea ce vreau să subliniez eu este altceva, faptul că, într-adevăr, există o categorie atât a medicilor rezidenți cât și a profesorilor, în special debutanți, care au salarii foarte mici. Și asta încercam să spunem, că una dintre măsurile pe care ni le propunem pentru anul viitor, odată să încercăm să creștem acest salariu minim undeva spre 900 de lei, deci asta în cel puțin în sistemul bugetar, și doi, să încercăm să facem o creștere diferențiată, adică o creștere mai mare a salariilor, cu plată oarecum în cazul medicilor rezidenți se va vorbi de o creștere semnificativă a salariilor, pentru că acolo este într-adevăr o nedreptate și se va interveni pe această zonă. Nu neg în niciun caz necesitatea de a crește salariile profesorilor debutanți și a medicilor rezidenți. Dar cum vom proceda cu medicii care au 20 de ani de experiență, care au rezidențiat, care au dat la viața lor zeci, sute de examene, profesori care au gradul 1 sau poate care au și doctorat și care au în continuare un salariu sub 2000 de lei. Ce exemplu? Nu, da. Cum pot ei să le explice copiilor? Cum pot ei să învețe pe copii? Copii învățați, pentru că va fi bine, pentru că veți beneficia de un trai decent. Haideți și uitați-vă la mine, eu profesor, eu medic, am sub 2000 de lei salariu. Haideți să punem un pic lucrurile la școală, punct. Nu mă întrerupesc, da. Și eu vă las. Bun, în momentul în care o persoană, fără prea multe clase, vine și îl cumpără, că asta este termenul corect, îl cumpără pe medic. Și medicul se lasă cumpărat. Până la urmă nu acuz absolut deloc medicii. Bun, da, aceasta nu este o situație de acum, de astăzi. Este o situație care se poate schimba. Este o situație despre care tot vorbim. Asta spun, doamnă. Guvern care vine, auzim aceleași povești, să le spunem. Da, promisiuni pentru învățământ și sănătate. Da. Pentru cine le mai nu, crede. Haideți să ne înțelegem asupra unui aspect. Povești. Exact cum a subliniat și noastră, noi încercăm acum să corectăm niște dezechilibre majore, pentru că asta e o situație de 20 și ceva de ani și mă uitam chiar într-o statistică de dinainte de 89, nici atunci profesorii nu erau foarte, foarte bine plătiți. E adevărat, mai mult ca acum. Erau cel puțin respectați. Dar e adevărat, asta e cu totuși cu o altă discuție și aici deja intrăm pe o pantă filozofică și n-aș vrea, pentru că ceea ce vreau să transmitem oamenilor este acest mesaj, faptul că, iată, guvernul Ponta vine și încearcă să corecteze niște nedreptăți care li s-au făcut acestor. Cum întreb și eu, de ce este nevoie să intre profesorii persoane în grevă ca să încercați noastră să corectați nedreptățile? De ce nu încercați să le corectați înainte ca profesorii să intre în grevă? Asta e viața, domnule. Asta e viața. Întâi trebuie să moară un om să ajunge la moartea de om. Dar legea circulației. E un lucru normal ca guvernanții să fie trași de mânecă din când în când, că asta este de când lumea și pământul. Toamna este sezonul protestelor, spune-o, o știm foarte bine chestiunea asta. Propunem o măsură și vedem dacă reacționează populația. Dacă nu reacționează, o adoptăm. Dacă reacționează, nu. Am glumit, stați puțin, nu. Refacem măsura, nu o reluăm în calcul. Problema, niciun caz. Așa, măsurile astea sunt luate cu mult timp înainte sau, mă rog, se fac niște studii, deci nu se iau așa de pe o zi pe alta că ni se năzare nouă. Trebuie văzuți banii, pentru că, vedeți dumneavoastră, sigur că orice partid și oricine poate să vină... Toți ne dorim pentru toate categoriile sociale, pentru că la fel cum medici
medicii sunt îndreptățiți, profesorii sunt îndreptățiți, chiar și funcționarii publici, domnul atât de huliți, o secundă. Știți ce ar însemna, medicii să facă două zile grevă? De prioritizare a... Două zile să facă grevă, atât. E o chestiune care de prioritizare. Trebuie să îți stabilești țintele principale și educația și învățământul principal sunt obiective majore. Domnule Mantava, m-a întrebat de ce copiii nu sunt o țintă principală și vă explic. Alocația pentru copii au decis senatorii să nu se mărească, adică să rămână la contul actual, respectiv la vârsta 0-2 ani 200 de lei pe lună, 2-18 ani 42 de lei pe lună. Asta înseamnă, conform studiilor realizate de către colegii din presă, că noi avem alocația pentru copii de 35 de ori mai mică decât media în Uniunea Europeană, da? Și de asemenea, România se află pe locul 168 în lume, în coada Africii, mai mult decât atât. Aș vrea să vă reamintesc, pentru a ține un maidanez la adăpost, folosim între 400-600 de lei pe lună, iar un deținut, poate este impropriu această comparație, folosim 2397 de lei pe lună. Ce facem cu copiii? Da. Sigur, este dureros ceea ce spuneți acum, și dar nu trebuie să privim lucrurile, să ne comparăm. Sigur, e rău că se întâmplă așa, dar asta nu înseamnă că acel deținut nu trebuie să trăiască sau că acelui deținut trebuie să-l trimiți în condiții subumane. Nu, dar trebuie dacă să facem altceva. Eu am înțeles ce vreți să spuneți dumneavoastră. Era ce o observație legată de această comparație, care mie mi se pare că nu sunt corecte, pentru că tocmai reușim să învrăjbim niște categorii sociale, ajungem iar înainte cum făcea președintele Băsescu, da? Bun, altceva vreau să spun. Sigur, este bani în plus, imediat domnul Șiau, că este legea făcută de dumneavoastră, de Partidul Democrat. Aplicată de dumneavoastră, de ce n-ați schimbat-o? Păi, să ne înțelegem. Nu mai spuneți că e făcută de noi, aveți majoritate și atât. Nu, legea electorală se va schimba cu siguranță. Pentru 2016, legea electorală se va schimba cu siguranță. Despre ce lege electorală vorbim noi acum? Deci, e o lege propusă de PDL. Domnul Manta, copilul primește 42 de lei acasă. Partidul Democrat Liberal, sunteți responsabil pentru că ați trimis 500 și ceva de parlamentari. Că așa e făcută legea, prost. Asta e altă chestiune și vă garantez că o vom îndrepta. Domnul Manta, abandonul școlar în România este de 40.000 de copii pe an. Da, sunt cifre îngrijorătoare. E adevărat. De abandonul parlamentar ați auzit? Deci, n-ați auzit, pentru că e bine plătit. Da, haide să revenim la discuția noastră serioasă. Că când ajungem totuși la politicieni, ar putea să facă un gest de onoare, nu? Atât de la noastră cât și de la putere, și să-și dea demisia, să spună banii ăștia să-i trimitem la copii. Da. Nu să-și dea demisia, așa frumos? Doar salariul. Da, mi s-ar părea un inițiativă. O să rămână pe funcție, dar să doneze salariul. Bun, sigur, sunt cifre îngrijorătoare. Vedeți, noastră, încă o dată, e vorba de a prioritiza investițiile. Este un lucru pe care încercăm să-l corectăm și pe ăsta cu 42 de lei. Este într-adevăr foarte puțin, dar atâta este plapuma statului în momentul de față. Atâta își permite statul român să plătească pentru un copil. V-am spus, pe anul viitor încercăm să lucrăm un pic la pensii și la salarii, dar încă o dată, gândiți-vă că totuși în materie de măsuri de protecție socială, guvernul Ponta a făcut poate mai mult, mult mai mult decât celelalte guverne. Gândiți-vă numai la ajutorul de încălzire, la diverse burse sociale și de studiu care se acordă elevilor și care pe cât posibil au fost indexate. Deci iată, pe materie, suntem un guvern social-democrat și am încercat să lucrăm mai mult pe această zonă, iar beneficiarii acestor ajutoare sociale sau ajutoare din partea statului sunt convins că știu cel mai bine cum stau lucrurile și faptul că lucrurile s-au schimbat un pic față de defunctul guvern Boc. Ce facem de acum înainte? E impropriu să mă întrebați, sau noi încercăm să facem o poziție și să venim cu câteva propuneri. Puteți face o poziție în astfel de condiții? Nu, încercăm să venim cu Sau cum faceți această opoziție? Să venim cu câteva propuneri.
Vă rog. Din partea opoziției, atât pentru învățământ, cât și pentru sănătate. Am convingerea, și de ce spun am convingerea? Pentru că, într-adevăr, așa s-a întâmplat. Guvernul, în momentul în care a simțit sau a ajuns la concluzia că propunerile opoziției sunt benefice, le-a luat în calcul. Și ăsta este un lucru bun, ăsta este un plus. Din partea opoziției trebuie să recunosc. Pe de altă parte, sunt alte propuneri care nu sunt luate în calcul și care, mă rog, nu se află pe lista de priorități. Dacă asistații sociali o duc mai bine, așa cum spune colegul meu de platou, nu pot să neg acest lucru, copiii până la urmă tot nu beneficiază de o sumă mai mare. Nu numai asistații sociali, n-am vorbit doar de asistații sociali, am vorbit și de celelalte burse pentru elevi, pentru studenți, nu numai asistații sociali. Da, am oarecare indexarea pensiilor? Se va produce, doamna, anul acesta pensiile vor fi indexate cu rata inflației. Da, deocamdată nu știm. Nu, e o certitudine. E o certitudine. Aceasta indexare a pensiilor este o certitudine. Premierul spunea că e vorba doar de pensiile mici, fără să dea. Ce înseamnă acest lucru? Se va stabili un prag minim, pentru că, vedeți dumneavoastră, iarăși ajungem la discuția de dinainte. Pensiile magistraților, care sunt poate peste 7-80 mii de lei, mi se pare imoral să le mai indexăm. Dar, în schimb, pensiile, dacă vreți, ale celor din agricultură de 350 de lei, ar trebui indexate și de asta zic că se va lucra la o creștere diferențiată, la fel ca și la salarii, celor cu pensii mici mai mult, celor care au pensii mari și foarte mari, puțin sau deloc. Și acum, revenind, că am văzut ce se întâmplă cu copiii, revenind din nou la tema emisiunii noastre, cea a protestelor, credeți că sunt pertinente solicitările sindicaliștilor sau nu? Doamnă, cele mai multe dintre ele, da. Și cel puțin mie, ca un observator al fenomenului, mi se par multe dintre ele pertinente. Deci sunt cereri legitime, sunt cereri care sub o formă sau alta trebuie satisfăcute și mai ales că nu implică, să zicem, lucruri foarte, un efort bugetar foarte mare din partea statului. Însă, vă repet, orice cerere de genul ăsta trebuie, sub o formă sau alta, să aibă resursă bugetară. Că asta este, nu mai putem trăi pe deficit ca pe vremea guvernului Boc. Acum avem niște ținte pe care trebuie să ni le asumăm. Astăzi, de exemplu, știți foarte bine că în urma discuțiilor cu femei, premierul a obținut o creștere a deficitului de la 2,3 la 2,5, pentru că a crescut deficitul datorită fondurilor mai multe pentru cofinanțarea proiectelor europene. Rata de absorpție a fondurilor europene a crescut de la 7-8% cât a fost până în 2012 la undeva la 25%. Și astăzi citeam tot prin presa centrală că acest an, în 2013, am reușit să absorbim aproape 2,4 miliarde de euro, mai mult decât în toată perioada 2007-2012. Deci iată, eu zic că lucrurile, cel puțin în această direcție, suntem pe o pantă ascendentă. Ascult. Pe de o parte, colegul de platou spune că nu mai trebuie să mai trăim din deficit, la fel cum s-a întâmplat cu defunctul guvern Boc. Observ că este foarte ancorat în trecut și foarte ancorat de guvernul Boc, la care tot face referire. Și eu și românii, domnule. Și pe mine mă bucură că vă raportați la el, pentru că este un etalon al schimbărilor și dacă n-ar fi existat, noastră n-ați fi avut la ce să vă raportați. Dar revenind, spuneți că nu veți trăi de pe urma deficitului și la 10 secunde după vă lăudați cu faptul că premierul a obținut din partea femeiului acordul de mărire a deficitului. Dar spuneți pentru ce, că eu asta am vrut să dumneavoastră ați luat. Nu știu dacă păi ați luat din discursul meu doar ce vă interesa. Ați obținut majorarea deficitului. Doar vă interesa ce nu doriți mod, să trăiți. Nu. Păi nu, doriți din plus valoare. Doriți din ceea ce produceți dumneavoastră. Da, de a privi nu, lucrurile. Doriți din ceea ce sau haideți să trăim din ceea ce produceți dumneavoastră, plus valoare adusă economiei actuale. Eu am spus un lucru simplu, a crescut deficitul pentru că am cofinanțat mai multe fonduri. Și vă mai întreb încă ceva, pentru că ați spus că majoritatea cererilor vi se par pertinente. Puteți să-mi spuneți și mie care revendicări nu vi se par pertinente? Ei, acum haideți să ne înțelegem, nu sunt... E mai greu să ne înțelegem, eu sunt în opoziție, noi sunteți la putere. Nu le luăm punctual. Mi-aș dori să ne înțelegem. Asta este bună sau asta este rău. Nu, am spus că majoritatea acestora sunt lucruri de bun simț.
Însă, încă o chestie, e vorba dată de bun simț aici, e vorba de necesitate. Subliniez, sunt lucruri care se merge la negociere și la orice negociere, evident. Fiind două părți cu interese contrare, credeți că guvernul României nu dar de ce ar trebui să negociem noi niște lucruri de bun simț, dacă toți sunt de bun să simț? Să dea mai mulți bani pensionarilor, medicilor și așa mai departe? Nu, cred că nu doresc. Asta este, nu, chiar cred asta că este respectivul guvern nu dorește. Părerea dumneavoastră? Părerea mea. Tocmai de asta sunt aici, să-mi expun nu, părerea. Nu vreau să... Nu, vreau pentru să că dacă ar dori, ar da însă, parlamentarilor. Însă... Asta sunt restricțiile bugetare, cel puțin la un moment dat. Am făcut sau am încercat să facem și am explicat mai mult pentru oamenii simpli, pentru oamenii amărâți care au venituri mici și asta va fi filozofia bugetară și în viitor. Ce simplu sună la televizor? Nu, nu, așa este noi realitatea, am domnul... Am făcut, nu, domnul, acestea sunt restricțiile. Domnul Știau. Vedeți, noi asta trebuie să înțelegeți, dragi cetățenii Gorjului, că astea sunt restricțiile. Nu veți avea bani nici pentru copii, nici pentru pensii, nici pentru altceva, dar parlamentarii vor avea. Pentru că astea sunt restricțiile bugetare. Tăiem de la Ministerul Muncii, dacă dăm parlamentului... Dacă este să ne adresăm cetățenilor Gorjului, haideți să vă amintiți, dragi cetățeni ai Gorjului, că un guvern PDL va veni și va tăia 25% din salarii dacă va tăia, și a crescut TVA-ul la 24%. În timpul PDL-ului n-a fost concedier la CEO, cetățeni ai Gorjului. Același guvern USL a venit, v-a dat înapoi salariile, cel puțin a vorbit despre reîntregirea salariilor și continuăm justiția socială. Vă respect prea mult că ar fi la spune că e vorba de ipocrizie aici. Nu e vorba de ipocrizie, e vorba de niște fapte, revin la ce am spus la începutul emisiunii. Vă place sau nu? S-au rostogolit prețurile în așa fel încât reîntregirea dumneavoastră se regăsește în minus iarăși spuneți o informație care știți foarte bine că inflația n-a fost la cote ridicate cel puțin în ultimii 2 ani de zile. Avem o inflație destul de redusă, sigur că da. Este o inflație de sub 5%. Nu, înseamnă că nu mai priviți lucrurile. Păi nu, sigur nu în dumneavoastră realitate. Nu știu ce informații aveți. Deci puterea de cumpărare a românului n-a scăzut. Păi dacă dumneavoastră amestecați puterea de cumpărare cu inflația și facem un talmeș-balmeș, păi nu înțelege lumea. Eu am făcut referire la inflație, am făcut referire la puterea de cumpărare. Dumneavoastră ați vorbit de aceste inflația generală este una. Și coșul zilnic este cu totul altceva. Da. Omul își pune mai puțin permit, în coș. Își asta mai îl interesează. Gorjenii, în mod special, pentru că dumnealor ne adresăm prin această emisiune, să cumpere ca pe vremea guvernării Boc, ca pe vremea guvernării Năstase, ca înainte de 89, pentru că avem foarte multe mesaje legate de impozitări și supraimpozitări. Majoritatea se plâng de acest lucru și de o slabă putere de a mai cumpăra ceea ce își doresc. Da, haideți să lămurim această chestiune cu supraimpozitarea. Vorbim doar de o creștere a taxelor, cel puțin în ultimul an de zile, datorată scăderii TVA-ului, după cum știți foarte bine, de la pâine, de la 24% la 9%. Și s-a văzut în piață chestiunea asta. Ați văzut că prețul pâinii, din câte am văzut eu, a scăzut cu 1000, 2000, cum vine în lei noi. Dar am asistat la o scădere a prețului pâinii. Ei, a existat un deficit bugetar cel puțin în primă fază, adică statul n-a mai avut încasări așa mari și atunci a trebuit să crească, e vorba de CASE-ul doar pe chirii, asta este cea mai, să zic așa, vizibilă măsură, o chestiune și la creșterea accizelor la produsele de lux. Iată, sunt, dacă vreți, măsuri de justiție socială, pentru că asta încercăm să facem. Să crește accizele de la produsele de lux ca să scazi TVA-ul la pâine, mie mi se pare o măsură foarte corectă. Cel puțin în ceea ce mă privește. Iarăși, chestiunea cu chiriile, sigur că sunt unii care probabil sunt afectați de această chestiune, dar încă o dată, am făcut lucrul ăsta, avem încasări bugetare, de undeva trebuie să luăm, cel puțin în primă măsură. E o măsură experimentală, pentru că dacă va da roade și eu sunt convins că TVA-ul va rămâne așa, pentru că se va face o analiză la 6 luni de zile, vom încerca să extindem această măsură cu reducerea TVA-ului, pentru că, vă repet, s-a dovedit a fi bună, prețurile au scăzut în piață și lumea știe treaba asta. Vom încerca să extindem această măsură cu reducerea TVA-ului la carne și la celelalte produse alimentare, pentru că asta ne deranjează foarte mult pe noi, cetățenii simpli. Gândiți-vă de asemenea că prin majoritatea țărilor, cel puțin în Uniunea Europeană,
TVA-ul este sub o formă sau alta redus la alimente. Vă rog, dacă aveți ceva să, de... Mi-e greu să comentez pentru că sunt o multitudine de informații foarte frumos ambalate și cu fundiță și cu tot și a scăzut și prețul și trăim într-o... Cu TVA a scăzut, nu? Da, TVA-ul la pâine a scăzut și prețul la pâine a scăzut, dar în rest este așa, totul, lapte și miere. Eu nici nu-mi dau seama cum de mai avem emisiunea asta, dacă e totul așa de frumos și extraordinar. Domnul Șchiau. Da, până la urmă nu cred că a scăzut nici prețul la benzină, nici prețul la transport. A scăzut și prețul la benzină, domnul Șchiau. Da, nu știu dacă a scăzut în așa fel încât să se simtă. Statistic a scăzut. Statistic aveți dreptate. Statistic, domnul Șchiau, că noastră nu cred că stați cu pixul în mână să vedeți cât a... Se fac niște statistici, domnul Șchiau. Domnul Manta, nu asta le-ați spus alegătorilor dumneavoastră care v-au votat la parlamentare, că statistic vom avea, dar practic va fi altceva. Nu asta le-ați spus. Le-ați promis așa, că veți Manta, face... Dacă ne uităm pe statistici, este clar că și nivelul nostru de trai e cu mult mai mare decât în realitate. Ba mai mult decât atât, e clar că și salariile și nu acest lucru, când ne raportăm la statistică, nu e valabil doar pentru guvernul pe care îl reprezentați dumneavoastră acum. E adevărat. Același lucru e valabil pentru orice guvern. Doamna, mai mult decât atât, pot să spun că au existat câteva mii de firme care au intrat în insolvență și alte câteva mii care se pregătesc să intre în insolvență. Și asta datorită măsurilor deosebite luate în acești ultimii 2 ani de zile. Nu, iarăși este numărul insolvențelor statistic, cum nu-i place domnului Șchiau. Da, dumneavoastră sunteți de acord ca o firmă să stea câțiva ani în insolvență, să nu plătească taxe la stat? Sunt de acord să intre în insolvență, pentru că principalul sau unul dintre principalii creditori, angajatori, este chiar statul. Avem o firmă care prestează lucrări pentru stat, statul nu plătește acea firmă, bineînțeles că acea firmă cumulează datorii către furnizorii ei, furnizori care la un moment dat îi cer intra în insolvență. În fine, îl cheamă la masa credală, finanțele la rândul lor solicită TVA-ul, în timp în care statul nu-și plătește datoriile către firmă. O întrebare pe care vreau să vă adresez. Care este primul guvern care a încercat să reducă arieratele, adică datoriile statului? Pe propunerea PDL dumneavoastră. Răspundeți-mi sincer. Deci, pe propunerea PDL dumneavoastră. Dar știți de ce? Pentru că ne-ați blocat fondurile în ultimul moment. Guvernul Ponta a fost primul guvern care a reușit reducerea arieratelor. Adică am încercat iarăși. Pentru că ceea ce spune domnul Șchiau este corect cu mecanismul acesta de blocaj. Și atunci statul a intervenit, a pompat bani, a încercat să-și achite datoriile, tocmai ca să degripăm acest domnul circuit. Domnul Manta, o întrebare pentru dumneavoastră. Care a fost primul guvern care a blocat banii pentru investiții în domeniul despre care discutăm? Nu agităm, e realitate. Nu este erau banii, realitate, domnul Șchiau. Bani dați de către guvernul PDL. Nu, este o realitate că nu s-au mai făcut investiții în parcuri și în terenuri de fotbal în pantă și patinoare pe la Brașov de 11 milioane de euro. Manta, da, vă văd gorjenii. Banii la investiții pentru aceste lucruri s-au tăiat. Vă văd gorjenii. S-au tăiat bani pentru poduri, pentru canalizare, pentru asfaltări, pentru aducțiune cu apă. Pentru asta s-au tăiat domnul în gorj. Șchiau, toate aceste investiții mie, sau majoritatea arătați-mi, vă rog mult de tot, un singur stadion în pantă în gorj. Pe fonduri europene, domnul Un Șchiau. Singur stadion în pantă în gorj. Sunt făcute pe fonduri europene. Vreți nu mai mințiți. Numai că mințiți în direct. Nici fonduri europene nu se mai iau. Nu, dar mințiți grav de tot este în direct. Este o acuzație pe care dumneavoastră, pe care toți pedeliștii la fel, că nu mai aveți argumente, începeți. Dumneavoastră vreți să spuneți că nu ați blocat fondurile de investiții? Nu, n-am blocat fondurile pentru investiții și v-am spus și de ce. Pentru că majoritatea celor aspectelor pe care dumneavoastră le-ați semnalat, cu canalizare, cu asfaltări, sunt făcute pe fonduri europene. Cine v-a spus gradul asta? De absorpție, Dați-mi două exemple pe fondurile europene, de la 7 la 25%. Restul sunt simple vorbe. Domnul Manta, haideți să nu dați-mi două exemple dacă dumneavoastră cunoașteți atât de bine. Păi evident, canalizarea din Târgu Jiu, pe ce credeți că s-a făcut? De fonduri europene, guvernul PDL, altceva. Da, nu, deja discuția e guvernul deviază. Banii pentru Târgu Jiu sunt din partea PDL-ului. Evident, și centura.
Proiectul Anca Boagiu. Evident. Și toate intrările. Deci, toate rău, dar lucrurile bune banii. Au fost făcute de pe de acolo vin banii, dumneavoastră ați beneficiat. Cred că de-aia a și luat 10%. Eu recunosc că a fost așa un barter între PDL și PSD la Gorj. Așa a fost. De-aia a luat 10% pentru că oamenii au văzut că ați dat bani pentru investiții. Pentru că au fost creduri și au crezut minciunile dumneavoastră. Nu vreau să jignim inteligența electoratului. Nu cred că este relevant. Adică știți ce faceți oamenii, dumneavoastră? Jigniți oamenii care sunt în stradă acum. Ați văzut vă întreb de ce sunt profesori în grevă japoneză? Cât a luat fiecare dintre cele două partide și eu cred că de ce sunt profesori în grevă japoneză? Nu vă mai lăudați cu ce ați luat. Ați luat pe fraudă, poate. Sau poate nu. Sau poate nu. N-am de unde să știu. Da. V-ați certat suficient. În 2013 domnul Șchiau vorbește despre fraudă la alegeri. Mi se pare eu n-am ce să spun. E mai greu la putere, evident, fiind decât în opoziție. Nu, păi trebuie să dea socoteală. Este foarte greu, doamnă, pentru că e ușor din opoziție să spui dacă noi am fi fost, am fi mărit salariile, am fi mărit pensiile, am fi trebuit să faci ce a făcut. Însă, iată diferența, asta este. Un guvern a tăiat, alt guvern a venit și are întregi salariile. De ce sunt profesori în grevă japoneză? Se vor găsi soluții la problemele protestatarilor? V-am spus, multe dintre aceste cereri ale protestatarilor sunt pertinente. Corect. Și nu sunt lucruri dificil de realizat. Iar unele dintre acestea, cu siguranță că își vor găsi și rezolvare. Vă rog, ultimul cuvânt. Sperăm să fie mai bine pentru gorjeni, indiferent cine e la guvernare. Dacă clasa politică, discutăm de opoziție sau putere, vor adopta soluțiile în beneficiu cetățenilor, sunt mulțumit. Da, vom discuta despre ce propunere au parlamentarii, indiferent de culoarea politică, într-o altă emisiune, pentru că dumnealor au acolo cu totul alte propuneri decât cele în beneficiul cetățenilor. Ar trebui să plece propunerile din teritoriu să fie susținute la vârf. Teoretic. Așa văd eu lucrurile. Foarte de acord. În sfârșit ați fost de acord. Mulțumesc frumos pentru prezența în studio. Doamnelor, domnilor, mâine seară la ora 19 fix, vă aștept din nou la știri.